poți simți valurile care se lovesc de tine. Te trezești și vezi că ești un uriaș care stă pe două picioare în mare. Se scurge atât de multă apă de pe tine, de parcă ar ploua. Ești mult mai înalt decât Statuia Libertății. Te uiți la mâinile tale și le compari cu un mic stand de hot dog de jos. Îl ridici și îl așezi pe palmă, iar apoi îl zdrobești din greșeală. Deodată simți o ușoară înțepătură în gleznă. Te uiți în jos și vezi că unii oameni încearcă să te alunge, iar ceilalți fug de frică. Unii îți fac poze, în timp ce alții strigă la tine să pleci. Faci un pas pe drumul principal și strivești o mașină care nu are pe nimeni înăuntru. Oamenii de jos se împrăștie precum furnicile. Mergi mai departe în oraș și observi că un zid uriaș înconjoară restul orașului. Mergi spre oraș zdrobind tot ce este în drumul tău. Vezi în depărtare că alți uriași se ridică lângă mare și că merg spre orașul baricadat. Ceva vă cheamă pe toți acolo. Mulți oameni stau pe zid și declanșează alarma. Mai mulți oameni li se alătură pentru a apăra zidul. Alții ajută la evacuare și se ascund în găuri minuscule. Observi că unii giganți au trăsături foarte ciudate și membre disproporționate. Unii merg în patru labe, în timp ce alții au brațe foarte lungi, cu care pot ajunge la orice. Te miști puțin și aproape calci pe cineva din greșeală. E o femeie, ea stă nemișcată. O ridici și o aduci la nivelul ochilor tăi. Amândoi mențineți contactul vizual. O așezi pe umărul tău în timp ce ceilalți uriași trec pe lângă tine spre oraș. Te împing și te lovesc în timp ce tu stai nemișcat. Ei sparg zidul cu jurință și distrug orașul. Dintr-un motiv anume, ieși din această transă care te-a tras în oraș. Te întorci și te îndrepți spre mare, având femeia încă pe umărul tău. Ajungi în punctul cel mai adânc al mării și încă mergi. Femeia este speriată și nu știe ce să facă. O așezi pe o mică insulă și te holbezi la ea. Nu poate vedea soarele deoarece este blocat de capul tău. Pentru o vreme o lași acolo în timp ce te bucuri de soare, încercând să înțelegi de ce ești pe această planetă și ce te-a făcut să vrei să salvezi această femeie. Vine noaptea și ți este somn. Femeia doarme sub un copac. Stai pe loc în timp ce valurile te leagănă înainte și înapoi. Deodată valurile se întețesc și simți că ceva se mișcă în apă. Te uiți în jur, însă e prea întuneric să vezi ce se întâmplă. Ridici repede femeia și o așezi pe umărul tău. Se trezește. Vezi uriașii înotând și venind spre tine, țipând. Încep să te alerge, încercând să te ajungă din urmă. Mergi cât de repede poți, tulburând apa și spărgând fundul oceanului. Vezi o navă de marfă în fața ta și o dai la o parte cu grijă ca să nu o strici. Dar uriașilor care urmăresc nu pare să le pese de navă și o scufundă în timp ce încearcă să ajungă la tine. Simți că ai ajuns pe o suprafață mai puțin adâncă, așa că începi să alergi. Ești într-o țară nouă care a fost pusă la pământ de giganți. Clădirile sunt complet distruse, iar molozul este împrăștiat ca firimiturile de pâine. În depărtare poți vedea câțiva uriași care se trezesc pe plajă și se uită la tine. Ei simt mirosul omului de pe umărul tău și încep să te urmărească. Și ei au un aspect ciudat și caracteristici neobișnuite. Nu ai unde să te ascunzi aici, așa că te îndrepți spre munți. Acolo te poți ascunde în valea de lângă o cascadă mare. Observi că pielea ta începe să-și schimbe culoarea și te pierzi mai ușor în peisaj. Fiecare gigant are o caracteristică unică pe care trebuie să o descopere. Se pare că a ta este faptul că îți poți schimba culoarea pielii. Femeia de pe umărul tău doarme. Te uiți la ea și începi să simți un sentiment de simpatie, ca și cum te-ai uita la un animal de companie. Tu nu ești la fel ca ceilalți giganți. Nu îți dorești distrugere, ci în schimb vrei să ajuți oamenii. Auzi niște uriași mergând în depărtare. Arunci o privire și vezi niște giganți noi care sunt de 3 ori mai mari decât tine. Ei patrulează căutându-te. Sunt din ce în ce mai aproape. Faci un zgomot din greșeală și își dau seama unde ești. Încep să te alerge, iar tu te ridici și începi să fugi. Sprintezi pe un teren accidentat. Alți uriași sar în fața ta, în timp ce aceia care te urmăresc stau în spatele tău.
Ești înconjurat de 5 giganți și toți sunt de 3 ori mai mari ca tine. Așezi femeia într-un loc sigur și te pregătești să te aperi. Ei încearcă să te atace din toate părțile, dar tu sari și îi eviți. Cel mai mare din ei pune mâna pe tine și încearcă să te imobilizeze, dar tu scapi și îl împingi. Ceilalți încearcă să te prindă, însă te miști și îi eviți. Vezi o stâncă abruptă și te duci spre ea în timp ce ei continuă să te urmărească. Stai cu spatele la stâncă în timp ce ei se îndreaptă spre tine. Se aruncă spre tine, dar tu te apleci. Ei cad de pe stâncă în ocean. Cel mai mare din ei este încă acolo, deoarece intuia ce vrei să faci. Într-o luptă 1-1 nu ai nicio șansă împotriva lui. Simți mirosul femeii care încearcă să fugă panicată de uriașii care se îndreaptă spre tine. Culoarea pielii tale se schimbă și te strecori pe lângă liderul uriașilor și te grăbești la femeie pentru a o salva. Liderul uriașilor nu este la fel de rapid ca tine, așa că îl depășești cu ușurință. Dar uriașii sunt pe cale să o calce în picioare. Sari în fața lor și prinzi femeia. Ceilalți uriași sunt uimiți și furioși pentru că ai salvat-o. Toți giganții știu despre tine acum și vor să te prindă. Câteva zile mai târziu, par să nu te mai urmărească. Acum ești în mijlocul deșertului. Femeia este încă pe umărul tău și a construit un mic adăpost unde poate dormi fără să fie deranjată. Încerci din răsputeri să ieși din deșert, deoarece aici oricine te poate observa. Ești obosit și ai nevoie de apă. Abia-ți mai miști picioarele prin nisip. Te așezi jos încercând să ții capul sus, dar soarele este prea intens. Transpiri foarte mult și transpirația se scurge pe femeie. Încearcă să vorbească cu tine, dar tu nu poți înțelege ce spune. Ești din ce în ce mai slab și nu te mai poți mișca. Este abia amiază, așa că soarele este la apogeu. Creezi un loc umbrit pentru femeie cu mâna ta pentru a o proteja de soarele arzător. Ziua trece și vine noaptea. Ai petrecut toată ziua în soare, iar acum ești în deșertul rece. E foarte frig. Iei femeia într-o palmă și pui cealaltă palmă deasupra pentru a crea un adăpost cald care să o protejeze de vântul rece. E întuneric beznă și nu știi unde mergi. Continui să mergi și să calci pe dune de nisip oriunde mergi. E din nou zi. Vezi o urmă mare de picior a unui gigant nemai văzut. Pare că este chiar mai mare decât uriașul de la stâncă. Fugi cât de repede poți, dar nu ai unde să te ascunzi. Brusc îl vezi stând nemișcat. Este mai mare decât orice alt gigant pe care l-ai întâlnit vreodată. Doarme și adună energie de la soare. Unii giganți sunt obișnuiți cu clime și terenuri diferite. Acesta este înalt și poate să se apropie mai mult de soare pentru a capta mai multă lumină solară. Mergi în vârful picioarelor în jurul lui, asigurându-te că nu-l trezești, dar poate simți totul în jurul lui. Se sperie și începe să te urmărească până ajungi la ocean. Nu-i place apa, așa că rămâne la mal, țipând la tine în timp ce nopți.